Salutare băieți și bine v-am găsit la o nouă serie, o serie de FIFA 1 vs 1 împreună cu prietenii. Astăzi jucăm alături de Sebi. Salut! Și dacă cumva vă place această serie și vreți să facem cât mai multe episoade, nu uitați să lăsați acolo un like, un share, un subscribe. Și o să continuăm, uite bă, că avem ceva nou, fii atent, FIFA Women's World Cup. Jucăm un match? Da, hai să jucăm. Hai să jucăm un match de FIFA World Cup. Cu ce echipă joci? O să dau random. Da, e de fete, știi, nu? Da, da. Dăm random? USA joc. Hai să dăm random. Corea, Republica. Nu, Olanda, Noua Zeelandă. Olanda, stai de ce echipă are Franța? Negru pe echipa Franței. Australia, hai că joc cu Australia, mă. La ora, așa, Aussie vs USA. O să facem câte un episod de FIFA de fiecare dată când vine Sebi acasă, 1 vs 1 cu prietenii. O să facem cu mai mulți prieteni, dar momentan nu mai Sebi este disponibil, așa că bineînțeles că filmăm cu el. Hai să facem aici, dăm drumul? Da. Nu, hai. Sper să vă placă și să nu uitați să dați share, nu subscribe, pardon, că share-ul este cel mai important momentan. Oricum am ajuns la un număr foarte mare de 60 de persoane într-un timp atât de scurt. Chiar vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat. La 100 de persoane o să urmeze un videoclip. O să te audă puțin cam tare, așa că stai să un pic, să încercăm o chestie. Să dăm puțin mai încet. Sper să nu se vadă pe ecran chestia asta, dar nu cred că se vede. Se aude prea tare. Nu știu dacă se aude la fel și în joc, dar se aude în microfon și nu e ok. Lăsăm la 15-a. Bun, așa. Gata? No, hai. Nu suntem profesioniști la FIFA, ca să știți, suntem chiar amatori. Ia uite-o, Sebi! Bineînțeles că o să fie mai multe faze și faze comice făcute în FIFA și online și toate cele. Dar momentan, la început, cred că asta este cea mai bună serie și cea mai distractivă, 1 vs 1 cu prietenii. Mai ales că avem mulți prieteni care joacă FIFA. Ce urmă la aia acolo. Dă unele pase așa lungi, jur. Ia uite aici. Morgan la minge! Este deposedată de Gori. Morgan întoarce două acolo, zici că e ca Messi. Ceva de genul ea. Să încercăm să facem și serii în care nu știu cum să spun, refacem sau cum se spune, golurile. Să încercăm să, știi? Da, am jucători de 2 metri, 1,55 m. Cercare acolo de schemă. Bă! De ce bați tu? Nu e ok. Fortnite, FIFA și CS:GO, când m-ați văzut, cred că singurele... Să băgăm și un CS:GO. Băgăm dacă e și un Fortnite. Am găsit cu AFI ceva joc destul de interesant. Dacă cumva vreți și alte jocuri îmi puteți scrie, că am văzut că avem ceva recomandări. Dar cele mai multe recomandări sunt la FIFA și Fortnite, jur. Și la CS cu prieteni, tot ceva de gen. O lovitură liberă, hai să batem lovitură liberă frumos. Așa, stai de mă, batem cu altcineva, că asta nu știu cum bate. Uite-mă pe Gori, bă. Ce putere are ea, mă. Dar nu găsim pe nimeni pe dreapta, mă. Asta. Tot pe stânga. Care e asta? Da, dar are slab rod tot. Hai că dăm cu asta, mă, hai. Nu, las că dau așa, dăm cu. Că oricum nu-și are Ronaldo, ce slabesc. Ai văzut? M-am chinuit jumătate de oră, frate, hai o editez, jur. Ba, dar o să o edităm, băieți, pentru că nu e ok. M-am chinuit jumătate de oră ca să nu realizez chiar nimic. Măcar o centrare, cum trebuie. Jur picioarele, jur. Aaaa. Da, mă, unde-ți dai acolo, că băieții mei, mă, băiatule. Ești nebun, frate? USA are echipă bună la fete, ai văzut? Da. Gen la noi, la băieții, Spania, Germania, Italia, numai din astea. Iau. Oh, ho, ho! Gol, 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 gol! Remi! Ce gol frumos! Hai să se vadă aici un pic ca umilința, distrugere, frumos acolo, pasă. Au rămas Sebi nimic, trebuie să dați acolo, măcar să spargeți butonul de like pentru golul ăla. Da, ia zi tu, Sebi, când jucam noi, dacă filmam atunci. Când dădeam goluri de-aia mare pe la mijlocul terenului. Au, ce umilință. Am gândit să iau și UFC3, eu ăla, mă, că e șmecher rău. Ce umilință, băi, nebun! Nu se poate așa ceva, băieți, merită golul ăsta, merită măcar 50 de like-uri de la toți abonații. Ați văzut, cred că și ultimul episod cringe de vlog, cică. A fost cel mai cringe de clip pe canal, dar o să fie mai cringe de atâta. Oricum mergea bine faza aia, Claudiu cu palma peste cur. Priviți aici frumos, o ridicăm peste apărare. Pasă frumos și direct voleu. Nu pot, n-ai cum, portarul a rămas uimit de strategiile lui Remi de a juca FIFA. Și Sebi a rămas uimit oricum. Nu mare șanse, nu mai poate să întoarcă scorul. M-am antrenat înainte să încep cu el, eu, fiți atenți, diagonală. Ia-i. Pac, frumos. Opa, băi, ce faci, mă? A, ce pas am dat. Pentru pasa asta scoatem din prima 15 like-uri. Uite pe aia, da, e cea mai bătrână din la voi din echipă, cred că. Bă, ești nebun? Vreau că scapă rapione, asta are viteză multă. Bă, dacă eu am jucat cu ea și are multă viteză. Jucat cu Daci când... Nu cred, nu ne dă gol, nu o lăsăm băieți să ne dea gol. E 6-bi, revanșa data viitoare, stați liniștit. Ai dat? Da. Urât, da, n-am mers. Vreau și o părere despre cum se aude microfonul, cum se aude, cât de tare să fie dat fundalul și toate cele, dacă se bag muzică pe fundal. Bine, muzică în care să nu primesc copyright. Ha? Păi nu, dar nu e vorba de bani, dar se aude fain, știi? Da, poate la unii le place să stea și asculte muzica. Am zis că mai făceau alții. Mai furam acum de la profesioniști. Au, frate, intrarea de aia. Noi. Te-ai pe Polking Horror. Nu știu cum o cheamă. Candy. Candy Crush Saga. Pleacă frumos acolo pe viteză. Au. Am vrut să șterg nicio schimbare. Oricum, Statele Unite ale Americii sunt... Au jucători acolo de calitate, nu ca noi. Australienii, uite aici pe Van Egmond. Am o engleză de mărupe. Mi-a rămas puțin engleză pe la colțul gurii. Puțin mai multă. Hai că ei... Au, niciunul de-a mea, fii atent. Bă! Iată că nu-mi dădea faul, tu e nebun. Au ce preluare, frate, ei. Opa. Pleacă? Alai. Du-te că... Du-te, Dică, că nu te prinde. Uite, mă, ce vitezare ai, mă, ce bun. Ce pune? Bă, de ce nu mai... Am pas pe ăsta. Bun. Sebi vrea aici să facă mânării, să joace portarul pentru el, doamne, să joace jucătorii pentru el și să joace portarul. Ai simțit tot. Pleacă acolo, frumos! Băi, ești nebun? Cât am cuprins-o? Hai să vedem dacă dă în gol! Bă! Nu cred! Nu se poate, bă, frate, bă! Ce umilință și asediată! Și revanșa data viitoare, stați liniștiți! Asta nu mai are nicio șansă. 3-0 aici, ca băieții finuți, i-am dat pe sistem. Nici n-a văzut mingea, uitați aici, nici nu, încă se spune că Sebi caută acea minge. Hai că ai scos-o pe Lloyd. Te-ai scos aproape cea mai bună jucătoare din teren. Ca să întorci scorul, bă, băiatul meu, dar nu pot aici eu. Ia, bac pasul printre oameni, pas acolo sus, a. Hai, vedem dacă prindem aici. Prindem pe Sebi. Prinde, bă, frate, că noi avem un jucător de calitate. Toți sunt frumoși. Mai dăm după un meci. Dacă oricum e scurt. Nu ne dă, nu o poate, nu o poate aici, frumos. Scoatem un atac, echipa. Haidem, prindem din urmă. Nu ne să prins, că asta abia fuge. Asta e autorul. Ba, nu da niciun gol, v-am dat eu. Capul Sebi aici. Nu poate trece, nu trece, nimic nu trece aici. Sorin Chirla în apărare, nimic nu trece. Eu asist-o gratis. Ia, ce pase frumoase jucăm. Trimitem o diagonală, ca la Gil. Preluare, frumos, pasă, pasă în viteză. Căpăm acolo. Chiar încercați. Frumos. Oh, penalti. Ah, nu te-am poartă, jur. Haidem ce schimbare aici. Scoatem pe Ialop, băgăm pe Rafu. Nici nu știu cine să-stea, dar jucători adevărați, mă, băiatul meu. Posesie mult mai bună pentru mine din orice punct de vedere. Faze mult mai bune pentru mine. Aici capă Sebi. Hai să plecăm pe contră. Priviți. Cel mai slab la fază. Ia priviți aici, diagonale. Uuuu. Ah, blocat acolo, a intrat în blocaj. Oricum un șut foarte slab dat de către Van Mode. Nu știu. Jucătoare bună oricum, pe teren aici rupe tot. O să încerc, băieți, să nu mai fac atât de multe subiecte, că în episodul de Fortnite, în al doilea episod, cred că am schimbat vreo 5 subiecte. În loc să-l țin tot pe ăla, am schimbat vreo 5. Oho, aici avem același subiect. La FIFA oricum mult mai frumos să filmezi când joci cu prietenii, orice joc. Oh, oh, am văzut-o în poartă, jur. Mamă, mamă, ce voleu trimite acolo Sebi. Genial. Cred că am pe Roxana Bumbar în poartă. A ridicat de la Claudiu. Oricum eu am cel mai original content, frate, n-ai ce. O să vedem dacă ajungem să fim 100, măcar până peste vreo 2 săptămâni. O să facem un videoclip cringe rău de tot. La 100 de abonați să fie un videoclip cringe. Trebuie să vadă chestii cringe, frate. Provocări nebune. Ia uite aici, diagonală. Ia uite, pasă frumoasă. Nina, asta nici n-ai văzut eu. Au, ai văzut eu. Ce preluare. Scăpăm acolo. Nu, că a scos-o, bă, a reușit. Bă, ce preluare au astea, mă, e nebun. Uite cât are aia, frate, 2,10 m. Bă, e nebun, fie că nu pot să iau mingea. Hai, Sebi, dăm un gol, măcar unul, așa. Așa, de ultimul moment, nu mai dau. Frumos acolo, scoatem pe Sebi din orice punct de vedere din joc. Nici nu ne clintim aici cu el. Că luăm la viteză, frumos, aici aleargă Zarobi. Ba, nu stai că Zarobi piața Ford. Opa, scoatem cornerul, nu scoatem că nu lasă băiatul. Trecem frumos printre amândoi jucători, o pasă frumoasă aici, scoatem și bombă! Pe lângă față. Frumoasă fază, frumos, frumos, nu mai facem nicio schimbare, oricum n-are rost. Frumos match, Sebi, frumos jucat, bine jucat, bravo. Ne luăm revanșa data viitoare, nu e problema. Aici Sebi încearcă să atace, să atace inexistent de bine. Oh, frumos, frumos, este penalti. Acum dă Sebi golul de onoare la mijlocul terenului. Trimite mingi frumos și este 3-0, câștigă Remi. Hai să mergem să jucăm un meci cu băieții, bineînțeles. Dăm play new cup final, nu aici, end match. Ia uite aici, frate. Statistici de jucători de FIFA, bineînțeles. Profesionist. 3D. Bă, hai să dăm, uite, așa, un normal. Da, asta e nou, nu? Da, asta e nouă chestia. Asta cu FIFA, vezi? Da. Da. Dăm un classic match frumos. Cu ce? Ce dăm? Dăm random, pune, nimerim niște echipe mai bune? La 4 stele, minim. Sau ne alegem noi? Hai să ne alegem noi. Hai că fii atent aici. Cu cine joci? A? Nu. Joc cu Juventus. Ce? Joc cu Juventus. Un Juve vs Spezia, așa. No, hai. Joc eu cu Juventus, așa, pentru fani. Nici că noi, stai să vedem. Nu-i corect. Dar nou și are va, așa că eu joc aici cu Juventus, echipa mea de suflet. Ia uitați ce pase trimit. Și de la Juventus. Pac, nici nu-l vezi. Quadrado, ce? Ce? Dribbling! Oh! Fault, bă, bă, frate, era fault, rău. Bă, e nebun. Sebi intră, Sebi începe dur. Bă, uite ce mic e terenul. Vezi? Da? Plecăm pe contră. Nu mai plecăm pe contră. Am încercat. Sebi începe bine acolo! Dar nu poate de... Bă! Prinde Cristiano, asul echipei Juventus. Trimite o pasă perfectă. Ne luăm revanșa, băieți, nu-i problemă. Nu ne poate bate Sebi în acest meci. Este meciul nostru. Acea diagonală a fost doar așa o încercare de a... Bă! Cristiano Ronaldo contra Neymar, auziți acolo? Uci fugi ăla, bă! Și este 1-0! Nu este! Să avești acolo Cristiano Ronaldo cu capul. Mi-a schimbat ținta, ai văzut? Că vinea Dybala. Și mi l-a pus din tratul pe Ronaldo. Ne dăm drumul la care perfect, băieți. Nu, nu se poate. Nu, el încearcă acolo cu Mbappé. Din testoasele ninja. Dar chiar seamănă Mbappé pe testoasele, pe o de ninja, știi? Dăm diagonala de la soare înapoi. Îl vedem acolo cum cere Alexander Mingea. Cere cu Douglas Costa. Trece dribbling în corner. La corner avem aici avantaj. Bă, bă, e nebun. Pur arbitru. Eram pregătit. Eram pregătit, da, acolo. Ce frumos! Nu mai frumos. Cercăm să ridicăm mingea peste apărarea lui Sebi, dar nu reușim, are 8 oameni în apărare. Mă întoarce acolo urât și îl vede pe ăla liber, iasă portarul, se întoarce portarul înapoi, că știe ce face băiatul acolo. Trimitem la Douglas Costa. Douglas Costa 1-1, nu reușește să câștige prin bicicletă, dar câștigă în viteză clar. Și cine îl prinde pe Costaș din FIFA? Cine îl prinde din FIFA pe Costaș? Pe nimeni. Nu, mai fuge Belerin. Numai eu cu Sami, dacă stăm în echipă. Da, doi sprinteri în echipă. Nu cu Sami, dar bine, împreună. Împreună, împreună fugim. Așa e, joc de echipă. Da. Dăm aici frumos. Cancelo nu sare la cap. Da, e Chiellini. Ambele echipe sunt echipe pe atac, deci o să fie un match destul de dificil. Sebi încearcă să mă umilească, dar nu înțelege că el nu poate umili un profesionist la FIFA. Unu, urât, acolo trebuie dat în slow motion, faza aia, jur. Pleacă Quadrado! Am încercat să-l activăm pe Cristiano Ronaldo. Am uitat că are 34 de ani. Mai a prins meciul ăsta. Mult mai a prins aici, opa. Minutul 35, 0-0. Remi încearcă să facă aici o manevră. Trece Remi, pase frumos și vine șutul. Nu vine. Trimite acolo prin crash mingea. Nu știu ce face acolo Remi. Dar nu poți să dai, frate, când l-ai pe Bonucci. Cristiano Ronaldo își face apariția și înscrie în minutul 38. Incredibil gol dat de către Cristiano Ronaldo. Îl umilim pe Sebi cu scorul de 4-0. Privit aici, ce fază frumoasă, ce prelare face Dybala. Greu, greu, e foarte greu pentru Sebi să bată un profesionist la FIFA. Să nu uitați, băieți, să lăsați în comentarii. Și vedeți că încă este stabil giveaway-ul, care Pentru mouse, pentru tastatură și pentru căști. Vreau dau mouse-ul ăla, tastatura și căștile ce le aveam, mouse-ul ăla de la Sica, știi? Ăla șmecherul cu clicurile alea lui, tastatura are Dragon-ul. Iată! Nu este gol! Și căștile alea de la Sony, care fac gol. Cu coarele, nu știu. Și oarele și Bluetooth. Șmechere rău. Făcut un anunț. O să găsiți în descrierea canalului, o să găsiți acolo discuția despre acest giveaway. Trebuie doar să-mi scrieți pe Facebook și atât, pentru că suntem puțini și e ușor să aleg. Îi dăm cadouașul, să zicem așa. Păi e ca un milestone. 100 de subscriberi. Da, așa e, de la 100 de subscriberi, dar să dau ceva mai interesant. Bine, m-au cu 2 milioane, tastatura e 1.200.000 noi. Sau, nu, sau poate e sâmbătă pe live, mâine. Mâine sau duminică. Mâine, auzi, mâine sau duminică. Episodul acesta o să apară în seara asta, băieți nebuni, Paul, ori mâine dimineață, dar s-ar putea ca mâine dimineață sau duminică să facem un live pe Fortnite și pe CS:GO. Numai bine este și Sebi acasă, poate vine și la un FIFA. Atunci numai bine, știi? Băgăm un live frumos de vreo 3 ore. Nu, treci acolo, că-i bo... Bă, nu! Hai, Mbappé, incredibil! Incredibil acolo! Incredibil! Se oprește și Mbappé... Băi, nebun? Fii atent! Nu arată faza din apropiere, nu cred că mai arată, nu? Nu cred, dar poți să te uiți tot acolo. Da, blană faza oricum. Bate Scepsi! Scepsi! Au! Diagonală! Diagonală! Dar nici nu a ieșit portarul măcar să fugă după ea sau să prindem mie măcar așa ceva de genul. Ce fac? Mă uitam altundeva. Vedem frumos, activare, dar nu prindem acolo, prinde Cavani mingea. 1-1 cu Bonucci, nu, cu Chiellini, pardon, nimeni nu poate să treacă de Chiellini, dacă dă Chiellini o pasă de te rupe. Încă nu-i faul, jur, încă nu-i faul. Cearcă Sebi aici la cap ceva imposibil. Take kick. Ceva noi. Văd că s-au băgat multe de astea noi. Dar ai văzut ce-a făcut acolo Paolo. Vezi că poți să faci schimbări, nu faci? Intrăm în tactică direct de ultra-atac. Ultimele 50 de minute a meciului. Atacăm pe Sebi din orice punct de vedere. Nu mai atacăm? Mai atacăm. Vedem dacă putem pleca. Costaș! Nu putem trece acolo. Au să-l activăm pe Cristiano Ronaldo. Costaș, cel mai rapid jucător de FIFA 19. Am văzut că apare FIFA 20. Clar o să-l cumpărăm și o să jucăm FIFA 20. Aia e clar. Nu știu cum. Miralem Pjanic. Bă! Faze de FIFA adevărat. Mbappé lovește cu capul, dar nu-i poate face acolo față. Lui... pe cine o dat? Să mă urc o dată lângă Bonucci sau ăștia. Băi, nebun. Am încercat să trimite mingea prin crash la Mbappé. Băi, frate, e nebun, ce faze. Schimbăm pe Matuidi, aici intră Emerke. Jucător defensiv și noi jucăm pe ultra-atac. Ne băgăm acolo pe ultra-defensiv. Văd că de o fază se bine domine complet. Oh, într-un final îmi scrie. Hai, scoatem pe Dybala și intrăm pe Bentacur. Ca să creștem aici atacul. Dați seama cât de mult încercăm să creștem atacul încât îl scoatem pe Dybala. Ia vedem aici faza frumoasă scută de Sebi. Nu se înțelege absolut nimic. Bineînțeles, nimic și Neymar. Neymar incredibil. Frumos gol dat de către Neymar. Neymasito, golasso. Une că ce s-o arunca pe jos. Vedem, trebuie să... Cristiano Ronaldo trebuie să facă aici meciul vieții. Salveze echipa. Vedem. Frumos, Sebi, frumos, recuperare. Offside acolo la Cavani. Nu se pune problema aici. Revenim în forță, băieți. Haideți cu niște comentarii de alea de încurajare cu revenim în forță. Hashtag revin. Asta o să fie de acum, cum se spune, mă, cuvântul cheie. Hashtag revin. Nu! Offside! Offside! N-a fost offside. Au, Draxler. Sebi au avut 8 șuturi și o 2, din care un gol. Incredibil acest meci. Prinde acolo Cristiano Ronaldo, e greu să mai prinzi pe Cristiano Ronaldo când are mingea. Am uitat că l-are pe Dani Alves. Eu da. Da. Incredibil. Ia Cristiano Ronaldo acolo, nu putem juca așa, băieți. Trebuie să creștem forța echipei. Nu mai avem nici schimbări. No, gol greu, e greu acolo. Putem pleca, putem pleca pe contraatac. Ne vedem acolo pe Quadrado cum cere mingea. Dar ce pasă, mai frate, aia? Că tare. Activăm pe Cristiano Ronaldo. Face acolo Cristiano o bicicletă. Nu vine mingea la Quadrado. Nu a dat niciun om. Au, au. Vedem un meci foarte echilibrat în bătaie între Cavani și Pjanic, nu? Da, ele. Cred că o să fie un pic cam lung videoclipul, mai scurtant dacă trebuie din el. Oh, frumos, printre jucători. Oh, n-apucăm să trimite mingea acolo lui Quadrado și scapă Neymar. Încearcă acolo lobul, dar portarul nostru Sebi se retrage bine. E. Noi scoatem pe Costaș, nu-l scoatem încă pentru că este minutul 90 plus, o să mergem în prelungit, cred. Sau penalti direct, vedem. Am înțeles. Vă, dacă ți-a apăsat pe L1, poți să te miști. Ai blană. Opa! Frumos! Vedem dacă prinde Emerken, trimite o minge. Încearcă o minge către Cristiano Ronaldo, frumos! Băieți, îmi pare rău, s-a închis videoclipul pentru că am uitat să setez minutele de filmare și în timp ce ne jucam, bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic, în plus este același meci, este 1-1 și s-a oprit exact când s-a terminat și meciul, foarte interesant. Și am uitat, deci am început cu introducerea și cu cuprinsul, dar încheierea deloc. Și eu o să-i dăm gol la Sebi în ultimele faze ca să plângă. Darea la corner e greu pentru el, la corner e foarte greu pentru Sebi. O să pun la sfârșitul videoclipului, o să încerc să le unesc și îmi pare rău pentru această gafă. E prima și ultima, stați liniștit, dar bine, nici nu o să se înțeleagă, cum o să pun, o să se înțeleagă. Îl căutăm aici pe Cristiano Ronaldo, care înscrie! Ba, nu scrie, aproape, aproximativ acolo să scrie. Am setat, cred că la jumătate de oră și a trecut jumătate de oră de repede. O să, oricum, din această jumătate de oră videoclipul o să aibă undeva la 20 de minute, cam atât. Pleacă Cristiano! Dar nu mai pleacă, că Pjanic pică. Nu, reușim să scriem! Reușește Ken! Oh, lovitură liberă! Lovitură liberă unde Cristiano Ronaldo își poate arăta puterea lui. Haide să vedem. Vedem dacă Ronaldo va reuși să înscrie. Trage cam tare Cristiano. Îl lovește în zid. Nu este ca și cum ar fi carat Portugalia în spate. Vedem dacă reușim să înscrie. Quadrado! Lovește prea încet această minge. Deși meciul este dat la 4 minute repriza, interesant sau nu, trece foarte greu. Stai puțin. Scuze că am tras de timp. Nu, e o problemă că trage aici de Sebi, trage de timp să câștige la penalti. Ca să știți de dacă reușește Sebi să-și iei revanșa, cum a spus. E greu aici când îl prindem pe o contra. Au. E clar că Dani Alves încearcă aici să-l bată pe Alessandro. Greu cu Chiellini. Uhu! Încercare bună. Să nu uităm că încă n-a intrat. Douglas Costa. Oh, Douglas Costa și acolo. Ce viteză are acel jucător, îl caută pe Cristiano. Însă ce centrare. Nu! Poate fi gol! Greșeală! Nu e gol! E corner, ce facem acolo, băieți, incredibil, cum ne batem în joc de afară. Băi, nebun, dă piață Quadrado, clar, din ori spune vedere și intră Mazzucchi pentru că acea centrare e dată de către Quadrado a fost bătaie de joc. Nu! Incredibil! Gol! Nu! Incredibil! Ce ocazii, ocazii peste ocazii! Ce meci intens! Cât de intens este acest meci! Sebi, gata, nu mai duce mult. Deja se vede că Sebi este descurajat încât, aoleo, mă prinde! Dar nu poate treacă acolo! Faul! Este fault? Și este și cartonaș galben, cred? Sau cartonaș roșu pe Alessandro? Nu. Nu, dacă l-am lăsat faza. Sebi poate să încerce aici să ne înscrie un gol incredibil. Să vedem. Va scrie Sebi acest gol. Ne băgăm cu porta, nu porta. Și șutează Edinson Cavani. Puțin cam mult pe lângă portă. Plecăm aici, plecăm pe un contra nou, frumos. Să ne un pic pe Sebi acolo, să nu-și dea seama de unde vine mingea. Vedem cum Cristiano Ronaldo scapă printre jucători aici. Au! Au! Băi, nu, pierde el. Dar mi-a dat mie peste picioare acolo, că am zis că o pica pe jos, că... Nu! Nu! Poate fi ultima fază, poate fi faza care să ne salveze meciul! Nu! Apără incredibilă! Cine-i Varela? O, corner, este ultima ocazie în care putem înscrie. E gata! E gata! Cristiano Ronaldo față în față cu Areola. Da. Vedem un gol al lui Cristiano Ronaldo. Bate pe mișto cu portii, incredibil. Cristiano Ronaldo ratează, oameni buni, incredibil. Ceva neîntâlnit de ani de zile de când joacă fotbal. Oh, Edinson Cavani încearcă un bombeu. Și dă extrem de bine Edinson Cavani acolo la poartă. Poate Pjanic să înscrie. Uuu, ne lovește Pjanic. Incredibil. Nu ne descurcăm deloc la penalti. Nemasito, bate pe mijlocul porții, incredibil de frumos. Acest gol. Este gol frumos! Și încercarea noastră de lob a ieșuat și din orice punct de vedere am la bătaie. Trebuie să apărăm toate trei faze, dar noi putem. Haideți! Hai băieți, putem! Dani Alves față în față cu Chezi! Dacă Dani Alves înscrie, trimite peste portă și ne mai trimite o șansă de a reveni în meci. Haideți, vedem! Revenim! Nu mai revenim, incredibil scoate Areola acolo, formidabil Areola, mi-am schimbat colțul, am vrut de o primă oră pe partea aia și am schimbat pe partea cealaltă. Ei bine băieți, cam asta a fost și primul videoclip din această serie, 1 vs 1 împreună cu prietenii. Alături de mine a fost Sebi. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și cel mai important să dați un share pe orice site de socializare pe care îl folosiți, pentru că mă ajută foarte mult să faceți cât mai multă reclamă, pentru că voi sunteți prietenii mei, sunteți un fel de familia mea. Și cel mai important este Cristiano Ronaldo, omul meciului. Și cel mai important să nu uitați să activați acel clopoțel pentru a vedea fiecare postarea mea. Ne revedem mâine sau duminică, o să vedem. Nu știu sigur când voi face acel live, dar fiți liniștiți că dacă cumva mâine nu facem acel live, clar acest videoclip va fi postat sâmbătă. Vă doresc o zi bună și cu cât mai mult noroc. Hai, la revedere!